Stimați invitați, dragi colegi și prieteni, mă aflu astăzi în fața voastră nu doar în calitate de cetățean responsabil, preocupat de viitorul nostru comun, ci și om care vine din sectorul real al economiei, din mediul de afaceri. Este foarte important să înțelegeți că bunăstarea unei țări și dezvoltarea sa economică sunt strâns legate de mediul de afaceri. Fără un mediu de afaceri stabil și prosper, nici educația, nici sănătatea, nici infrastructura nu se pot dezvolta la standardele pe care ne le dorim cu toții. Fiecare afacere care ia naștere în această țară, fie ea mică sau mare, este un motor al schimbării și al progresului. Din păcate, în prezent, economia din această țară se află într-un declin total. Statul nu creează condiții atractive pentru investiții, nu motivează oamenii să deschidă afaceri. Ba din contră, noi sărăcim și economia degradează cu pași rapizi. De aceea, susținerea unui lider care înțelege importanța mediului de afaceri, care cunoaște provocările și nevoile antreprenorilor, este esențială pentru viitorul acestei țări. Și iată, la data de 20 octombrie, noi avem șansa unică să alegem un președinte care vine din mediul de afaceri. Știe ce înseamnă munca grea, riscul și responsabilitatea. Dar cel mai important, înțelege că succesul unei țări depinde de succesul fiecăruia dintre noi. La data de 20 octombrie, susținem împreună Renato Usatăi! Renato Usatăi, omul care are viziunea necesară pentru a ghida această țară spre un viitor mai prosper. Este un lider care înțelege economia reală și care va pune dezvoltarea noastră a tuturor pe primul loc. Vă mulțumesc!